cea mai cunoscută poezie din literatura română, capodopera poetului Mihai Eminescu, a văzut lumina tiparului în 1883, când a fost publicată în Almanahul Societății Studențești România Jună, din Viena. Biografii lui Eminescu au descoperit faptul că poemul a fost început în 1873. De-a lungul anilor, poezia a fost scrisă, rescrisă și finisată de mai multe ori până la publicarea din 1883. Analizând viața marelui poet, biografii lui Eminescu au ajuns la concluzia că în spatele triunghiului amoros luceafărul Cătălina Cătălin s-ar ascunde în realitate un triunghi amoros al cărui protagonist a fost însuși Eminescu. Astfel, poezia ar fi fost scrisă de Eminescu după ce a descoperit infidelitatea Veronicăi Micle, care avusese o aventură cu Caragiale, bun prieten al lui Eminescu. Teoria a fost expusă pentru prima dată de Ion Alexandru Brătescu Voinești. Potrivit acestuia, personajele din Luceafărul ar putea fi ușor identificate, dat fiind contextul dramei trăite de poet. Luceafărul n-ar fi altul decât Eminescu, izolat în spații, nemuritor și rece. Cătălina, Veronica Micle. Cătălin, fecior de casă și paji, n-ar fi altul decât Caragiale, iar demiurgul, esteticianul Maiorescu. Geneza Luceafărului ar sta, așadar, într-un conflict erotic și faptul pare fi confirmat azi prin producerea mărturiilor lui Brătescu Voinești, care a văzut în ea, încă din 1892, expresia unei mari suferințe a poetului, mai dezvăluie cartea din 1939. Teoria potrivit căreia Luceafărul ar fi fost inspirată din tragedia amoroasă trăită de poet este susținută și de scrisorile dintre Veronica și Eminescu, dar și dintre Veronica și Caragiale. Mihai Eminescu și Ion Luca Caragiale s-au cunoscut pe vremea când poetul a fost cooptat în trupa de teatru a lui Costache Caragiale, unchiul lui Ion Luca. Tinerii au legat o frumoasă prietenie și se spune că vreme de un an au fost nedespărțiți. Caragiale l-admira pe Eminescu și spunea despre el că este nefiresc de frumos, prea frumos să fie adevărat. Eminescu îl considera pe Caragiale un adevărat dandy, îmbrăcat bine, elegant și cu multe cunoștințe despre literatură, dar și un mare iubitor de teatru. Drumurile celor doi s-au despărțit când Eminescu a plecat la Viena. S-au regăsit câțiva ani mai târziu, în redacția ziarului Timpul din București și la Junimea. Caragiale începe să publice în ziarul Timpul la sfârșitul anului 1877, Eminescu fiind cel care a intervenit la Ioan Slavici, directorul ziarului, pentru angajarea fostului său amic. În momentul când se pune angajarea lui Caragiale la Timpul, Eminescu se exprimă cu magistrala intuiție. Nu există în București un om mai capabil în ale gazetăriei și artei ca Ion Luca Caragiale, notează Giordan și Lucian Predescu, autorii cărții Tragicul destin al unui scriitor apărută în 1939. Caragiale este angajat și, tot grație lui Eminescu, cel care l-a încurajat, începe să-și dezvăluie în articole adevărata vervă satirică. Cei doi revoluționează redacția ziarului Timpul, schimbând modalitatea de lucru, mânați de pasiunea pentru meșteșugul cuvintelor. Având fir și temperamente diferite, de multe ori, între cei doi amici se iscau conflicte care duceau la supărări ce țineau zile în șir. Zilele de lucru, în care nu erau certați, se încheiau seara, în oraș, unde Eminescu și Caragiale, în fața unei carafe de vin, continuau discuții despre artă, filozofie și literatură. Alteori își povesteau amănuntele vieților intime și, desigur, Eminescu va fi scăpat vreo vorbă despre dragostea sa aprinsă pentru Veronica Micle, pe care o părăsise la Iași și care îi trimitea regulat scrisori de dragoste, mai notează autorii cărții de la 1939. Caragiale a părăsit redacția ziarului Timpul în 1878. În același an, având deja un nume în literatură, Caragiale își face intrarea în Junimea de la Iași, condusă de Titu Maiorescu. Se spune că dramaturgul a fost atras către Junimea tot de Eminescu. La Junimea din Iași, Caragiale a cunoscut-o pe iubita lui Eminescu și între cei doi s-a înfiripat o relație amoroasă.
Eminescu, rămas redactor la ziarul Timpul, ajungea mai rar la Iași și relația cu Veronica se derula mai mult prin intermediul scrisorilor de amor. Blonda pasiune a lui Eminescu a căzut în brațele flegmaticului Caragiale, fără ca poetul rămas la București să bănuiască ceva. Caragiale i-a mărturisit infidelitatea lui Titu Maiorescu atunci când acesta l-a informat că Eminescu are gânduri de însurătoare cu Veronica. Caragiale află de intențiile poetului și, cuprins prima dată de remușcare, se prezintă la Maiorescu și îi vorbește deschis asupra acestor intenții ale poetului. El îi împărtășește teama că Eminescu e în stare să comită faptul și că ar trebui împiedicat de la acesta, deoarece Veronica avea mulți prieteni intimi, printre care și el, Caragiale. Dezvăluie cartea Tragicul destin al unui scriitor, care prezintă biografia lui Caragiale. Maiorescu a păstrat secretul trădării lui Caragiale până în momentul în care Eminescu însuși a venit să-l anunțe că e pe cale să se însoare cu Veronica. Eminescule, iartă-mă, te rog, desâșierea pe care am să ți-o pricinuiesc, dar aceea pe care ți-ai ales-o drept tovarășă de viață nu merită această cinste, nu merită. Înainte de dumneata a fost prietena altora, a fost și a lui Caragiale, mi-a mărturisit-o chiar el. I-ar fi spus Maiorescu poetului înșelat, după cum avea să relateze Brătescu Voinești. Scuzele Veronicăi? Am vrut să mă înșel pe mine însămi și prin o prostie am vrut să cred că te-am uitat. După aflarea infidelității, Eminescu îl amenință pe Caragiale cu duelul, însă cei doi nu ajung la confruntare fizică. Reia relația cu Veronica și, pentru o vreme, o ascunde de ochii junimiștilor de teama bârfelor care s-ar putea isca. Pe domnul în chestiune l-am bruscat în societate, dar a tăcut frumușel ca un om de nimic ce este. Am consultat pe un om cunoscător de afaceri ce trebuie să fac pentru a cere scrisorile tale. El mi-a spus că tu trebuie să îi le ceri. În caz că nu ar voi să le dea, căci e liber a nu voi aceasta, pot să-l silesc să-mi dea satisfacțiune. Te rog, dar, cere-i scrisorile și răspunde-mi apoi dacă ți le-a trimis sau nu. Nu te mai îndoi că e absolută rea credință. E un om care nu poate fi altfel, îi scria Eminescu Veronicăi. Iar infidela Veronica, iertată de poet, se scuza. Am vrut să mă înșel pe mine însămi și prin o prostie am vrut să cred că te-am uitat. Însă dorința nespusă ce aveam a te întâlni și regretul că nu te zărisem măcar un timp, 2 săptămâni, era o dovadă vie și puternică că sufletul meu era încă plin de tine. Prostia era făcută. Să nu mă acuzi pe mine, căci eu sunt atât de dreaptă încât nici ție nu voi să-ți aduc bănuieli și imputări. Așa a fost să fie, era scris, era destinat. Când Eminescu a fost lovit de boală și a dat primele semne de nebunie, reacția fostului său amic a fost să izbucnească în lacrimi la aflarea veștii. Scena în care Caragiale a aflat despre primul acces de nebunie al prietenului său din tinerețe a fost redată de Titu Maiorescu în jurnal. Duminică, 26 iulie 1883. Înnebunește Eminescu. A binecuvântat cu ochii ațintiți în zid pe doamna Maiorescu și pe domnișoara Livia, l-a strâns în brațe pe domnul Maiorescu, tremurând din toată firea. Veni apoi Caragiale, la dejun, la noi, aflând despre Eminescu, început să plângă. Caragiale a devenit în următorii ani cel mai mare apărător al operei lui Eminescu în cercurile literare ale vremii, în ciuda faptului că relația de prietenie se sfârșise.